ai curiozitatea stârnită, o poveste cutremurătoare despre lupta cu moartea și un moment de cumpănă din viața unei celebre artiste. Credeți că sunteți pregătiți să aflați ce s-a întâmplat cu adevărat? Atunci vă invit să citiți în continuare și să descoperiți fiecare detalacciaiu surprinzător al acestei întâmplări. Anica Ganțu, solista de muzică populară, a dezvăluit într-un interviu la emisiunea Acces Direct o experiență înfricoșătoare din urmă cu 40 de ani, când a intrat în moarte clinică. Ce credeți că a văzut în timp ce se afla la limita dintre viață și moarte? Veți afla în curând. Se pare că totul a început la un eveniment din Serbia, unde Anica cânta. După o întrerupere de sarcină, artista a avut parte de o hemoragie puternică și s-a prăbușit în brațele colegilor de breaslă. Cu toții au alergat la spital, însă ce s-a întâmplat în timp ce Anica era inconștientă este absolut uluitor. Când a venit momentul să vorbească despre experiența sa în moarte clinică, Anica a mărturisit că se simțea în întuneric, luptându-se cu ceva ce semăna a caracatiță, iar colegii ei i-au spus că și-a deschis ochii pentru câteva secunde, dar apoi i-a închis din nou. Ce a urmat după aceea? A reușit Anica să se trezească și să continue să trăiască? Anica a povestit că s-a trezit pe un pat într-un salon și a fost șocată de ceea ce i s-a spus. Colegii săi care au adus-o în fața medicilor i-au spus că au cărat-o până într-un salon vecin, însă era atât de grea încât au fost nevoie de mai mulți oameni. În timpul luptei pe care a avut-o în momentul când era inconștientă, a văzut foarte vag o luminiță albă, difuză, care îi spunea să nu se îndrepte în direcția aia. La scurt timp, Anica s-a trezit și a fost ținută sub observație mai multe zile. Credeți că aceasta a fost ultima problemă de sănătate cu care Anica s-a confruntat? Din păcate, nu. Artista a mărturisit că după acest episod a aflat că se confruntă cu o altă problemă de sănătate foarte gravă, ce a urmat-o mult timp. A fost diagnosticată cu cancer în stadiul 1 și a fost operată de urgență. Cu toate că familia a fost profund îndurerată, Anica nu și-a pierdut încrederea și a reușit să învingă boala teribilă. Într-un moment de sinceritate, vedeta a povestit despre felul în care a abordat situația și cum a reușit să se vindece. Oare ce a făcut Anica să depășească aceste momente grele din viața sa? Le-am zis că eu nu vreau să cred așa ceva, până nu o să văd eu negru pe alb. Scris, după ce mă operez, doar eu știu ce trăiam. Foarte mult contează psihicul. Eu făcând acest lucru cu ei, nu le dădeam voie să-mi vorbească despre cancer până după operație și apoi am zis că am scăpat. Spuneam mereu că sunt bine și am ajuns să cred că sunt așa. Mai greu mi-a fost atunci când am făcut chimioterapie, deși nu trebuia. Medicul m-a oprit după 15 radioterapii. Dacă aș putea să fiu undeva sus, să mă audă toată lumea și să spun în gura mare, măcar un control pe an, dacă nu mă duceam, m-aș fi dus de mult în altă lume, a mai spus vedeta.